Vitrinele magazinelor arădene vor fi mai frumoase cu ajutorul studenților Universității Aurel Vlaicu Corad, Facultatea de Design. Despre toate acestea, într-un mic sumar de la conferința de presă susținută astăzi, aici la facultate. Un nou parteneriat al Universității Aurel Vlaicu cu Primăria Arad pentru a face un oraș mai frumos decât îl avem acum. Este un proiect dedicat studenților de la Facultatea de Design și arădenilor pentru că Universitatea Aurel Vlaicu se implică în viața cetății. Cu ajutorul primăriei vom stabili și vom face o adresă de e-mail pe care o vom pune la dispoziția tuturor agenților economici și nu numai, pentru a putea să trimită o propunere sau o dorință a lor în a intra în acest parteneriat cu noi și studenții se vor deplasa la fața locului pentru a amenaja vitrina respectivă sau magazinul respectiv în funcție de dorințele partenerilor noștri din mediul de afaceri. Colaborările din care are toată lumea de câștigat. Studenții cu munca lor și cu creativitatea pusă în folosul proprietarilor de magazine care doresc să-și refacă vitrinele acum când încă e frig, dar știm că va veni primăvara și va exploda și vegetația și ne dorim ca și vitrinele să explodeze de culoare, frumusețe și creativitate. Iar noi, primăria, suntem parteneri, avem și o adresă de mail parteneriat@primariaarad.ro, unde cine dorește să intre în acest mini, maxi, mega proiect, ne trimite un nume și un număr de telefon, vor fi contactați și împreună, primărie, creativitatea studenților, munca lor și, evident, vitrina proprietarului vor face ca Aradul să fie mai frumos.